Este genul de companie pe care dacă o ai în portofoliu, dormi bine noaptea. 20,7 miliarde sub formă de dividende. Fantastic ce evoluție a avut compania asta în ultimii ani, dar raport calitate-preț cea mai ok personal mi se pare. Te-ai gândit vreodată care sunt companiile care plătesc cele mai mari sume sub formă de dividend? Uite, spre exemplu, avem o companie precum Broadcom, care deși are un dividend yield de doar 1,6% la prețul actual, aceștia au plătit peste 7,6 miliarde de dolari în dividende pe ultimul lor an fiscal. De partea cealaltă avem de exemplu Best Buy, care la prețul din prezent are un dividend yield de aproape 5%, mult peste Broadcom, dar aceștia fiind totodată o companie mai mică, plătesc anual doar, în ghilimele, 800 de milioane dividende în sumă totală pe ultimul an fiscal. Vă salut, aici Claudiu și bine v-am regăsit la un nou video pe canalul RoInvest. Un exercițiu interesant în care ne vom uita la 10 giganți și vom vedea dacă acele sume amețitoare plătite în dividende sunt acoperite, sustenabile. Vom vedea cum arată aceste 10 companii și cum sunt ele evaluate. Așadar, vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele câteva minute. Și înainte să începem, dacă nu te-ai abonat deja la acest canal de YouTube, micuț, te-aș ruga să o faci, că ne apropiem cu pași repezi de 10.000 de abonați ai canalului. Vreo 35% din cei ce ne urmăresc conținutul nu se și abonează și e păcat, mare păcat. Îți mulțumesc în avans dacă te-am convins să o faci și haideți să-i dăm drumul la treabă. Vom lua companiile de jos în sus, așadar vom începe cu locul 10. Avem compania Home Depot, ticker HD, companie din sectorul Consumer Discretionary, industria Home Retail. Aceștia au plătit pe ultimele 12 luni, încheiate în octombrie 2023, undeva la 8,2 miliarde de dolari dividende. Avem un streak de creștere a dividendelor de 14 ani, așadar un dividend contender cu un dividend yield de 2,24% și un payout din free cash flow undeva în jurul valorii de 50%. Putem vedea aceste date și mai jos. Payout-ul din free cash flow, dacă ne uităm pe graficul ultimilor 10 ani, s-a aflat constant în jurul sau chiar sub valoarea de 50%, iar dividend yield media ultimilor 5 ani undeva la 2,21%, în acest moment ne aflăm extrem de aproape de această medie. În rest, la Home Depot vedem o achiziție majoră în anul fiscal încheiat în ianuarie 2021, o achiziție de undeva la 7,7 miliarde de dolari. Aceștia au achiziționat atunci compania HD Supply, în rest dividende și buybacks, datorii luate în fiecare an. Îmi e greu să cred că Home Depot va continua cu această creștere de 12%, chiar dacă DGR-ul pe ultimii 5 ani este la 16%. Tocmai de aceea, în metoda de evaluare dividend discount, eu am mers pe doar 5%, pentru că este un clip în care vorbim exclusiv despre companii ce plătesc dividend. Ne vom concentra și vom pune accent pe această metodă de evaluare, dividend discount, care de regulă reprezintă pentru mine cam 20% pondere în stabilirea prețului intrinsec final. Așadar, la Home Depot am mers pe o creștere a dividendului de 5% în scenariul base, în scenariul bull 7%, în scenariul bear 3% creșterea dividendelor. Avem mai jos toate aceste 3 scenarii, iar strict conform acestei metode de evaluare, prețul intrinsec ar fi undeva în jur de 283 de dolari, 235 dacă luăm în considerare și celelalte metode, iar dacă ne uităm pe graficele de corelație, 240, 220, 250, tot undeva pe acolo ne indică și acestea un punct ok și cam așa arată acest dividend contender Home Depot. Pe locul 9 se află compania Procter & Gamble. De data aceasta vorbim de un dividend king, avem 67 de ani de creștere a dividendului, un dividend yield de 2,3% și un free cash flow payout constant în jurul valorii de 60-65%. Deși este o companie foarte bună, o companie stabilă și defensivă, mi-aș dori de la Procter & Gamble un dividend yield mai mare. Avem un DGR undeva la 5%, doar ne putem uita mai jos pe graficul Chowder. DGR 10 4,3%, DGR 5 5,6% și DGR 3 6,6%. Așadar această valoare este în creștere, dar probabil pe viitor va continua la fel, undeva la mid-single către high-single digit, oriunde probabil între 4 și 8%, iar la asemenea creșteri, după cum spuneam, mi-aș dori un dividend yield puțin mai mare, mi-ar conveni măcar un 3-3,5%, iar asta ar însemna Procter & Gamble achiziționată undeva în zona de 100-120, conform dividend discount, valoarea intrinsecă ar fi pe la 140, am mers pe o creștere a dividendului 6% în scenariul base, iar împreună cu celelalte metode de evaluare, consider valoarea intrinsecă pentru Procter & Gamble a fi undeva la 130, graficele de corelație tot în zona asta de 100-120, este genul de companie pe care dacă o ai în portofoliu, dormi bine noaptea, așa cum doarme fiul meu folosind produsele lor. Procter & Gamble a plătit în ultimul an fiscal încheiat în iunie 2023 $9 miliarde sub formă de dividend. Compania de pe locul 8 este Pfizer. Aceștia au 14 ani consecutiv de creștere a dividendelor. Din nou vorbim de un dividend contender, la fel ca și la Home Depot, dar un dividend yield mult mai mare decât celelalte companii, 6% pentru Pfizer, cu un DGR pe ultimii 10 ani aproape de 5%, însă pe ultimii 3 doar 2,5%. Vedem pe acest grafic coloanele portocalii niște achiziții monstru făcute de Pfizer, 23 de miliarde în 2022, 43 de miliarde în 2023, de la o poziție cash de 31 de miliarde au ajuns la 12 și au luat și undeva la 35 de miliarde în noi datorii în 2023 și din punctul meu de vedere totul va depinde de eficiența cu care vor fi integrate aceste achiziții monstru făcute de Pfizer. Au mai avut două achiziții mari dacă ne uităm pe acest grafic în 2015-2016, 16 și 18 miliarde și priviți ce s-a întâmplat apoi după 2015-2016, dacă ne uităm pe graficul de încasări, până în 2020 acestea au stagnat, chiar au scăzut, EPS diluat, la fel, o ușoară creștere, dar nimic semnificativ, dacă ne uităm în EBITDA și free cash flow, la fel, stagnat sau chiar scăzut și din păcate fără achiziții Pfizer nu se poate mișca nicăieri. Pandemia i-a salvat și i-a ajutat foarte mult, având cel mai folosit vaccin, au făcut bani mulți folosiți după cum vedem din nou pentru alte achiziții, iar reputația privind calitatea acestor achiziții, după cum am văzut, nu prea ajută. Din nou poziția cash e pe terminate, iar în ultimul an fiscal, după cum vedem, nu au generat destul free cash flow încât să acopere dividendele. Totalul dividendelor pe anul fiscal încheiat în decembrie 2023, 9,2 miliarde, free cash flow generat doar 4,7 miliarde, după cum ziceam 35, aproape 36 de miliarde datorii noi, iar prin metoda dividend discount, valoarea intrinsecă pentru Pfizer ar fi undeva la $34 din punctul meu de vedere, am mers pe o creștere a dividendului clasică 2%, un multiplu final 4,5% dividend yield undeva între mediile ultimilor ani și prezent, apoi la corelații sunt oarecum irelevante pentru că scăderi, ne uităm spre exemplu la book value și ne aflăm sub linia albastră. Sunt foarte multe de vorbit despre Pfizer, după cum știți e genul de companie care mie nu mi-a plăcut niciodată, asta nu înseamnă nici de cum că nu poate fi o investiție bună la acest preț de $27, personal o consider subevaluată cu aproximativ 33% și chiar mă uitam zilele astea la Eli Lilly, fantastic ce evoluție a avut compania asta în ultimii ani, iar în perioada de la începutul deceniului trecut, undeva pe aici prin 2010-2011, chiar 2012, compania avea cam ca Pfizer un dividend yield de vreo 6%, dacă investeai aici prin 2011-2012, acum dacă și Pfizer va fi un Eli Lilly 2, rămâne de văzut. Am zăbovit cam mult la Pfizer. Trecem așadar la locul 7, ocupat de către altă companie pharma, este vorba de AbbVie, un alt dividend king, o companie ruptă din Abbott Laboratories acum ceva ani, rămasă cu un strike de 52 de ani, aflat în acest moment la un dividend yield de 3,5%, iar payout-ul din free cash flow în ultimii ani, constant în jurul valorii de 50%. La fel și la AbbVie avem un DGR în scădere de la 8,6 media ultimilor 5 ani la doar 7,3 media ultimilor 3, iar dacă ar continua cu media ultimilor 5 ani 8,68%, ne-am putea recupera investiția undeva prin anul 14, tot atunci anul 13-14 am avea un dividend yield on cost de două cifre, 10,2-11,2%. Vedem și la AbbVie o achiziție foarte mare, undeva la $40 de miliarde. Apoi după această achiziție vedem și au plătit foarte mult din datorii, 2021 8,4 miliarde, 2022 12,4 miliarde, undeva la 4 miliarde plătiți și în 2023. Îmi place ce văd, după cum vedem free cash flow a acoperit toate aceste tranzacții, atât dividendele cât și plata datoriilor, cât și micile buyback-uri. Apropo, totalul dividendelor în ultimul an fiscal 10,5 miliarde. Dacă ne uităm mai jos, coloanele albastre care reprezintă cash from operations acoperă total shareholder return plus capex. Din punctul meu de vedere este posibil să vedem creșteri de 8% în continuare la dividend. Produsele medicamentoase noi din pipeline merg foarte bine și acoperă din ce în ce mai mult tot ce au pierdut din Humira. Conform metodei de evaluare dividend discount, valoarea intrinsecă pentru AbbVie, personal o consider a fi undeva la 168 de dolari, acum ne aflăm la 177, am mers pe o creștere a dividendului de 6% în scenariul base, deși după cum ziceam n-ar fi exclus să vedem creșteri ușor mai mari de 7-8%. Luând în considerare și celelalte metode, tot pe acolo 168-172 consider a fi valoarea intrinsecă. Ce îmi place foarte mult la AbbVie, dacă mergem pe tabul efficiency, ne uităm la marje, avem o marjă EBITDA de 48%, o marjă free cash flow de 40%, convertez constant aproximativ 40% din vânzări în free cash flow, printre cele mai bune marje din industrie. Dacă ne uităm mai sus, avem 14 companii introduse în fișierul de industrie. Și dacă ne uităm, spre exemplu, la marja EBITDA, media în industrie este la 38%, AbbVie se află la 48%, media free cash flow 25%, după cum ziceam AbbVie are 40%. Trecem acum la compania de pe locul 6, aceasta este Verizon. Trec de 19 ani, un dividend contender cu un yield de 6,7% și un payout în jurul valorii de 60-70-80%. Ne putem uita pe acest grafic cum a evoluat, în acest moment se află undeva la 60%, media dividend yield 5,3% în acest moment este mult peste, a fost chiar și mai sus. DGR-ul constant în ultimii 3, 5, 10 ani la 2%, Verizon ne-a obișnuit cu aceste creșteri, însă compensează prin dividend yield. Cash from operations, vedem pe acest grafic, acoperă total shareholder return și capex, ceea ce e foarte, foarte bine, dar pentru a face asta, după cum vedem, Verizon se ajută destul de mult de datorii, care au ajuns în acest moment undeva la 178 de miliarde în total debt. Multă lume se uită la faptul că Verizon e cea mai îndatorată companie, ca și sumă totală, da, dar ca și metrici, Verizon pe lângă 178 de miliarde în total debt, generează undeva la 20 de miliarde în free cash flow și aproape 50 de miliarde în EBITDA. Totodată este o companie capex heavy, după cum vedem, din aproximativ 38 de miliarde cash from operations, undeva la 18, cam jumătate din aceștia se duc pe capex, foarte mulți bani alocați de către Verizon în capex și rămâne de văzut beneficiile ce le vor avea după aceste investiții. Totodată este crucial pentru această companie ca marjele să rămână constante, pentru că nu avem growth mai deloc, creștere CAGR în încasări de 0,4% pe ultimii 5 ani, iar atunci marjele trebuie să rămână constante, pentru că dacă nu ai creșteri și apar deteriorări ale marjelor, atunci e baiul cel mare. Și intrăm în top 5, avem pe locul 5 compania Chevron, de data aceasta un dividend champion, chiar un dividend aristocrat, pentru că Chevron se află în S&P 500, un streak de 36 de ani de creștere consecutivă a dividendelor, un dividend yield în acest moment de 4,2%, payout-ul din free cash flow în acest moment e ok, în jurul valorii de 60%, dar dacă ne uităm istoric, compania a avut probleme din acest punct de vedere, evident și ei s-au ajutat de datorii, după cum vedem au început recent să-și recumpere propriile acțiuni, iar în ultimul an fiscal aceștia au plătit 11,3 miliarde sub formă de dividende. Având în vedere ciclicalitatea unei astfel de companii, e greu să ne dăm seama de un preț ok, conform dividend discount 127 de dolari, 110 luând în considerare și celelalte metode, iar pe graficele de corelație, după cum ziceam, din cauza ciclicalității e destul de greu să ne dăm seama de un preț bun. Am postat deja, sau dacă nu am postat, urmează un clip în care voi vorbi și voi analiza o altă companie de energie și acolo vorbesc mai pe larg despre companiile din acest sector în general. Nu văd nimic în neregulă cu Chevron în acest moment, trebuie doar să-ți alegi momentul oportun din punct de vedere al ciclului, prețul la petrol și așa mai departe. Pe locul 4 se află compania Johnson & Johnson, am vorbit deja în acest clip pe care vi-l voi lăsa pe ecran, despre Johnson & Johnson mai pe larg. Aceștia au plătit în ultimul an fiscal 11,7 miliarde în total sub formă de dividend, un dividend king cu strec de 61 de ani și un dividend yield în acest moment de 3%. Nu voi mai relua toate acestea din nou, am acoperit în acel clip 5 companii aflate la 52-week low, printre care și Johnson & Johnson. Dividendul acestora este acoperit, însă avem un DGR de doar 5-6% la yieldul curent, probabil aceeași chestie ca și la Procter & Gamble, mi-aș dori un dividend yield ușor mai mare. Și cu asta intrăm în top 3, locul 3 ocupat de către altă companie din sectorul de energie, aceasta este ExxonMobil, foarte similar cu Chevron, au făcut o cârcă de bani imediat după pandemie, când a explodat prețul la petrol. Vedem în 2020-2021 avea undeva la 4 miliarde cash, în acest moment au ajuns la peste 30 de miliarde, bani pe care nu i-au folosit în totalitate încă. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe. 14, aproape 15 miliarde plătiți de ExxonMobil pe ultimul an fiscal sub formă de dividende, alți 17 miliarde îndreptați către stock buybacks și Exxon, la fel ca și Chevron, dividend aristocrat cu strec de 41 de ani și un dividend yield de 3,42, la fel și la ei payout-ul a avut probleme în anii precedenți datorită pandemiei și prețului la petrol în acest moment sunt ok, la fel și ei în anii precedenți s-au ajutat de datorii pentru plata dividendului, iar conform dividend discount, un preț corect pentru Exxon ar fi undeva la 70 de dolari, a mers pe o creștere a dividendului de 2%, deși payout-ul e unul bun în acest moment, nu va fi la fel în toți anii, așadar am preferat să merg pe media ultimilor 3-5 ani și mergem acum la locul 2, al doilea cel mai mare plătitor de dividende este Apple, dividend contender cu strec de 12 ani, dividend yield 0,56, la yieldul ăsta și cu asemenea creșteri DGR 6-7%, chiar 5%, probabil îți vei recupera banii în vreo 50 de ani. Mă gândesc că la un moment dat o vor lăsa mai ușor cu stock buybacks, vedem undeva la 83, 82, 90 de miliarde îndreptați de către Apple către stock buybacks, 15 miliarde plătiți sub formă de dividend. După cum ziceam, mă gândesc că la un moment dat o vor lăsa mai ușor și vor începe creșteri mult mai bune ale dividendului, dar rămâne de văzut. Tocmai de aceea, având un DGR pe ultimii 3-5 ani de 5-6%, un payout constant în jurul valorii de 15-20%. Eu am decis ca pe metoda dividend discount să merg cu o creștere de 12%, sunt sigur că Apple poate face asta, iar conform acestei metode valoarea fair ar fi undeva la 104 dolari. La asemenea payout și balance sheet fără datorii, nu văd de ce Apple nu ar veni și cu creșteri mai mari ale dividendului, așadar consider a fi evaluată corect undeva între 110-120 de dolari. Dacă ne uităm pe graficele de corelație la Apple, tot pe acolo undeva între 100-120 de dolari. Habar nu am dacă vor ajunge în acest punct, dar cu siguranță pentru mine Apple e mult prea scumpă la acest nivel. Indiferent cât de bine ar arăta compania, rețineți că potențialele randamente pe termen lung depind într-o foarte mare măsură de prețul la care cumperi, de evaluare. Cei care nu țin cont absolut deloc de asta și vă îndeamnă să cumpărați compania X și Y doar pentru că așa zic ei că văd ei în stele și mai sunt și mentori unii, fugiți. Și cam asta e cu Apple. Am ajuns așadar la locul 1, compania care plătește cele mai mari dividende ca și sumă totală este Microsoft. Aceștia au plătit în ultimele 12 luni 20,7 miliarde sub formă de dividende. Sunt pe care să devină și ei un dividend aristocrat, momentan contender cu un strike de 22 de ani, dividend yield 0,72% în condițiile în care media pe ultimii 5 ani a fost la 1,15, payout-ul din free cash flow unul foarte bun, în jur la 33%, tot pe aici s-a aflat și în ultimii ani. Microsoft ne oferă constant creșterea dividendului de 10%, vedem și ultima creștere și DGR-ul pe 3-5 ani, toate sunt în jurul valorii de 10%, cash from operations acoperă total shareholder return, adică dividende, buyback-uri și plata datoriilor, plus capex. Foarte bine arată acest grafic, vedem și creșterile în cash from operations extrem de bune, pe ultimul an și achiziția celor de la Activision Blizzard undeva la 66 de miliarde de dolari. La fel ca și la Apple, au yield mic, dar măcar compensează cât de cât cu DGR-ul constant de 10%, după cum v-am arătat. Acest grafic este unul pe care ai vrea să-l vezi la orice companie, free cash flow acoperă foarte bine și dividende și buyback și plata datoriilor tot, iar la metoda dividend discount a mers pe o creștere a dividendului tot de 10%, un multiplu final dividend yield 1%, iar fair value în acest caz ar fi undeva aproape de $300. Personal am cumpărat Microsoft în 2022, după cum probabil știți, cei care mi urmăriți și clipurile lunare cu tranzacțiile din portofoliul meu, am un average price undeva la $230 și cu siguranță aș face de cea în sus, dar nu la peste $400 cât unde se află Microsoft acum, ci mai degrabă aproape de ceea ce consider eu a fi fair value în acest moment pentru Microsoft și anume undeva la 270, maxim $300. Pe graficele de corelație, la fel undeva 250 pe acolo. Vedem asta și pe EPS și pe profit operațional, EBITDA, cash from operations, vânzări și așa mai departe. Toate ne indică cam același lucru, însă peste $400, după cum ziceam, pentru mine personal, Microsoft e mult prea scumpă. Acum, dintre toate cele 10, evident, Apple și Microsoft sunt cele mai solide companii, dar și printre cele mai scumpe. Cel mai bun preț probabil îl avem la Verizon și Pfizer, dar raport calitate-preț, cea mai ok personal mi se pare AbbVie. Sunt foarte curios ce părere ai și tu și poți folosi oricând secțiunea de comentarii de mai jos, sunt pregătit să dezbatem orice legat de aceste companii și nu numai. Like, subscribe, sunt gratis și ne ajută astfel încât să creăm și mai mult conținut pentru tine, iar până data viitoare, ca de obicei, eu am fost Claudiu, vă salut, la revedere!